Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Îi cer domnului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, să ne explice de ce sunt contabilizați ca morți de COVID pacienți care mor în spitale de suport pentru coronavirus, dar care nu sunt confirmați cu această boală printr-un test oficial. Ajung în spitale în această perioadă persoane cu diverse afecțiuni. Nu toate aceste afecțiuni prezintă simptomatologii COVID-19. Cu toate acestea, fără o testare prealabilă sau chiar ulterioară decesului, anumite persoane decedate au trecut la cauza decesului COVID-19. Pentru a trece peste această pandemie, s-a dat militaria jos din pod. S-a făcut apel la rigoare pentru a restricționa răspândirea virusului. Dacă toți suntem riguroși, și e foarte bine că suntem așa, domnule ministru, vă rog să faceți apel la o mai bună încadrare a cauzelor deceselor. Am înțeles la începutul pandemiei că au fost încadrați mai ușor la COVID-19 persoane care au prezentat simptomatologie pentru că nu aveam teste și eram panicat. De ce mai procedăm la fel și acum când capacitatea de testare s-a extins? Suntem bucuroși de faptul că măsurile care au fost adoptate pare că au dat roade la noi, iar scenariul Lombardia nu s-a reprodus și în România. Domnule ministru, vă rugăm totuși să ne explicați de ce atât de ușor adăugați la lista decedaților de COVID-19 persoane care nu au nicio legătură cu simptomatologia acestei boli. Și așa, familiile și cei apropiați persoanelor decedate trec prin momente dificile în urma decesului. Procedura prin care persoana decedată este înhumată în această perioadă este cu atât mai traumatizantă. Nu intru aici în detalii despre procedură, care are sens din punctul meu de vedere. Ce nu are sens este însă lejeritatea cu care persoanele decedate sunt încadrate la cauza decesului COVID-19. Domnule ministru, vă rog să ne explicați de ce nu se pot face teste, de ce nu se fac teste chiar și post-mortem, având în vedere că acum, deși nu avem teste nelimitate, totuși nu mai e penuria de la început. De ce nu depunem diligențele necesare pentru ca cei care nu sunt doar suspecți să fie clarificați printr-un test? Aveți obligația de a certifica riguros cauza deceselor, domnule ministru, este un act de umanitate, dincolo de faptul că este unul de profesionali. Vă mulțumesc. Mihai Botez, deputatul SR de Vaslui.